Apel fără precedent către Klaus Iohannis. USR îi cere președintelui să stea de pază la guvern, adică să participe la toate ședințele care vor avea loc până la sfârșitul anului. Totul pentru a bloca o eventuală ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Și chiar dacă doamna Dăncilă a declarat la Cotroceni că nu ar intenționa o astfel de ordonanță, vedem că declarațiile altor lideri PSD pun acest subiect ca fiind unul de maximă actualitate. Trebuie ca fiecare forță responsabilă din societate să încerce să blocheze un astfel de demers care ar însemna, din punctul nostru de vedere, sfârșitul democrației în România. De aceea solicităm președintelui României să utilizeze la maxim atribuțiile legale pe care le are și să participe pe parcursul lunii decembrie la fiecare ședință de guvern. Uniunea Salvați România vrea ca șeful statului să fie pregătit să repete gestul din ianuarie 2017, când a participat la o ședință de guvern și a blocat pentru o perioadă scurtă adoptarea unei astfel de ordonanțe. Mai multe surse politice afirmă că executivul ar urma să adopte ordonanța privind amnistia și grațierea în ianuarie 2019, atunci când România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Sursele mai spun că inițial urmau să fie grațiate pedepsele mai mici de 5 ani, însă ultima varianta ordonanței ar urma să ridice limita la 8 ani.